Un subiect abordat de copreședintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan la conferința de presă de vineri 12 februarie a vizat un subiect abordat mult prea puțin în presa giurgiuveană, și anume legea defăimării propusă de Liviu Dragnea. De altfel, liderul PSD este recunoscut pentru legile controversate pe care le-a inițiat, una dintre acestea fiind faimoasa ordonanță de guvern 55 din 2014, ce a reglementat migrația aleșilor locali. Un subiect foarte serios, care n-a fost deloc dezbătut în partea de presă care tocmai astăzi lipsește de la această masă. Este vorba de legea Dragnea, legea defăimării, care vine practic să confiște total libertatea de exprimare din România. Nu este normal, nu este moral ca la 25 de ani, 26, un sfert de secol de libertate și democrație, un politician, poate nu întâmplător condamnat, poate nu întâmplător același politician care a scos celebrele ordonanțe, celebra ordonanță a migrației, același politician care a candidat de unul singur la președinția partidului, să vină astăzi și pur și simplu, scuzați-mi expresia, să bage pumnul în gură presei și libertății de exprimare din România. De altfel, spunea vorbitorul, în cei 26 de ani trecuți de la Revoluția din decembrie 1989, PNL a militat pentru libertatea de exprimare. De-a lungul celor 26 de ani știți foarte bine că a fost totdeauna pentru libertatea de exprimare. Partidul Național Liberal este cel care a insistat și a reușit să se obțină, să se menționeze în noul cod penal ca să nu mai fie incriminată calomnia. Din acest punct de vedere, nici nu i-am făcut dosar penal, așa cum știți, colegului meu de la un alt partid care a avut declarații calomnioase la adresa mea. Într-o altă ordine de idei, copreședintele PNL Giurgiu și-a exprimat convingerea că supărarea unor jurnaliști va înceta și de săptămâna viitoare vor reveni la conferințele PNL Giurgiu, demonstrând astfel că le pasă de viitor. Închei exprimându-mi convingerea încă o dată că la prima sau la următoarea conferință de presă a noastră, a Partidului Național Liberal, de partea cealaltă a mesei vor fi prezenți toți reprezentanții presei locale, și închei cu o rugăminte. Lăsați-ne pe noi, politicienii, să ne batem în argumente, să ne batem în competențe, în seriozitate, iar cei ce au de ascuns să stea dincolo de camerele de luat vederi, să stea departe de microfoane, dar dumneavoastră, presa giurgiuveană, apelul meu este să slujiți copiii, nepoții, urmașii urmașilor noastre. Nu trebuie să vă fie indiferent cine vă reprezintă la nivel local și național. Chiar dacă unii spun că legea nu a fost promulgată, considerăm că este de înțeles atitudinea liberalilor și e de ținut minte. Când e vorba de libertate de exprimare garantată prin Constituție, mass media și românii reacționează virulent.